Salutare, dragii noștri! Am așa o față obosită deoarece e ora 3 și jumătate noaptea. Noi acum am venit din Iași, din România. Am fost acolo după cumpărături. Pentru cei care n-au văzut drumul nostru, cum am mers noi acolo, unde am fost, vă sfătuim să intrați pe canalul fetei noastre, Jasmina Show, și să vedeți drumul nostru. Iar astăzi vrem să vă arătăm puțin din cumpărăturile pe care noi le-am făcut. Așa, deci mai întâi vă arăt ce face Jasmina. N-o să prind lumina, sper că o să vedeți. Jasmina nici nu mai a ajuns până la patul ei. S-a culcat aici, în living. E foarte obosită, prințesa. Așa, doarme aici. Acum să facem patul. Așa, deci aici este un covor. După ce la șterne vă arătăm, acest covor o să fie aici în living. Așa, încă un covor acesta l-am luat mai colorat pentru odaia fetelor, camera fetelor. Și aici avem două micuțe pentru dormitorul nostru, să fie lângă dormitor. Aici avem prosoape, unul mare, mare, gri, calitate foarte bună, așa de mare. Am luat două micuțe pentru bucătărie și galben, a prins foarte frumos. Sunt, da, două sunt mari și două sunt micuțe pentru mâini, față. Așa, foarte super, da, prosoapele. De ce am mai luat noi aici? Am luat lingerie de pat. Acesta e pentru fete, culoarea roz, este doar o culoare și acesta este un fel de cafeniu bej. Acesta roz este un set format doar din, uite așa vine, doar învelitoare pentru pat, nu știu, pentru că este, din câte înțeleg eu, este aici cu elastic și cu fețe de piernă, culoarea roz și unul culoare, cum am spus, cafeniu. Pentru fete, pentru noi am luat așa ceva, două seturi de lingerie pentru dormitorul nostru. Iată așa cu floricele și iată așa cu roz, cu paris, cu mov, adică cu trandafiri. Deci, de la Dediman am mai luat așa niște vase din plastic. Covarele v-am zis și ce mai luat noi? Aici de acum am luat hăinuțe. Hăinuțele o să vi le arătăm, mult pentru fete, pentru noi n-am mai reușit să luăm și încălțăminte pentru Melisa. Dar până trebuie să vedeți ce hăinuțele, vă rog să vă abonați la canalul nostru. Dacă ați intrat de pe canalul Jasmina Show și încă nu sunteți abonat la canalul Cool Family, vă rugăm foarte mult să o faceți chiar acum. Să apăsați pe buton și să, aici pe canal o să puteți vedea mai multe lucruri din viața noastră, mai multe vloguri. Iată așa, sunt frumoasă, obosită, se juncă e afară, se lămurește acolo, am fost și la Oșa și am cumpărat niște dulciuri Oreo și biscuise Oreo, da, și ciocolate Milka. Am luat niște dulciuri de acolo, care sunt mai ieftine decât la noi. La noi Oreo e foarte scump. Iată și Sergiu vine. Iată și comoara mea vine. Cu produsele alimentare, da. Nu aprind lumina ca să nu o trezesc pe Jasmina. Dar vedeți. Cu produse, apropo, am luat pufuleți. Aceste pufuleți și credeam că sunt dulci, dar ei sunt ferați cu sare. Și scustoși, la noi cu sare n-am văzut. A noi sunt cu cașcaval, dar am cu soare, dar n-am văzut, așa că e ceva nou pentru noi și sunt delicioși. Apropo, am luat de la Dediman și soluție pentru covoare, de curăț covoarele. Acesta îndepărtează pietele și acesta este un șampon pentru covoare. Dacă ne-am luat covoare, am luat de dată și soluție cu ce să le curățim. Am vrut mai mult să fie de o culoare, dar nu era. Și am luat de acum care am găsit, pentru că îmi trebuia urgent. Și era frumos. Și e frumos, combină cu living-ul nostru după culori, este și l-am luat. Să vedeți, are așa niște desene, de acum se văd desenele. Asta tot îmi pare că trebuie de scos, nu? Asta lasă acolo,
că ca informație, nu mai dau ceva. Da? Nu știu. Okay. Hai, nu, până ce așa. Mai pe să îndreptăm, plus să arătăm, să vedem cum arată, să vedem și noi. Mai pe urmă să mai dreptăm. Uh-huh. Da, uite, dar nici nu trebuie pus. Super. Uh-huh. Wow. Super. Mărime. Da, el trebuie să cât timp să mai... Că el a fost doiet și a să revină să... Uh-huh. Vine așa un fel de stil de an, da? Așa stil tradițional și cum... Și că tare se combină bine cu... Da? Să vede. Uite așa. E frumos. E moale. Și e pufos, așa cum am vrut eu. Da, eu am vrut să fie tot așa o nuanță, dar acesta e neobișnuit. Ia. E ca scris în comentarii, vă place acest desen? Că vă place vă covorul? Hai, combină cu... Măcar că în aceasta o să schimbăm ceva mai grosuță pentru iarnă. E super, e frumos, e moale, foarte moale. Sper foarte mult că se va curăți ușor. Da? Da. Așa. Mă, fetele, probabil Costea numai aici se va juca. Nu? Da, probabil. Trebuie să văd așa la general cum arată. Op, iată așa. Bine. E bine, nu? Da. Ia, ok. Deci mă loc e cald acum. Măcar ca noi aici pe deaua e... Iarna se încălzește, adică când aprindem căldura autonomă și se încălzește și de sub, dar vine căldura. Așa. Dar oricum, când se așează jos, se joace, să fie mai călduț. Iată și covorașele de lângă dormitorul nostru. Aici din partea mea, că aici dorm eu. Aici din partea lui Sergiu. Iată așa. Arată. Să fie călduț la piciorușe. Și el e foarte... Firul e mai scurt. Dar e foarte, foarte moale, așa e foarte netiț, foarte moale. Așa e. Ok, super. Așa e, Sergiu și-a găsit loc nou unde să doarmă, da? Eu îl promis. Ce cum e? E comod? Super. Îmi place cum se simte, e moale. Da, e foarte plăcut la atingere, e foarte plăcut la atingere. Facem din ceraș? Știi cum, iară. Arăți amuzant. Așa că nu ești obosit, dar ai... De cum ai... Da, e 3:32. Ești obosit de acum așa pe josticul și... Suntem foarte obosiți. Dar eu propun să arătăm și hăinuțile fetelor repede. Hai. Da? Și apoi ne culcăm. Ok? Hai. Deci, pentru Jasmina am luat așa o scurtă. O să vină și pe timpul acesta și mai fric, cred că e foarte călduță, foarte grosuță. Așa, argintie, foarte frumoasă. Așa, una și una puțin mai subțire, exact pentru timpul acesta. Vine un fel de, ce să nu scurt, dar un fel de, nu știu cum exact se numește. Nu știu dacă scrie pe el. Un fel de trenci, nu? Nu știu ce numește. Scurtă mai lungă, mă știu ce. Da. Știu că am așa, ca, așa calitate, dar știu că are de numere, am uitat. Floricine. Și e super. Iată așa. Pentru Jasmina. Alt pentru școală, așa. O. Maletă. Maletă albă. Pentru Jasmina mi-a luat așa un pullover. Magical, da, stay magical. Cu steluțe, cu așa volani. Mai departe, luat un cardigan așa micuț, cu lăsturii tot pentru școală. Culoare că dar e, vine culoarea laptelui, nu e albă, da? Da, dar merge. Merge pentru școală, da? Da, așa-s cerință. Ce mai lapte pentru Jasmina? Iată, pare că aceștia nu așa pentru Melissa, acum și-o putem vrea spune. A, ne-am tot una, vezi? Da, da, da. Așa, am luat așa pantoloni, leggings, nu știu, cam fel de... Vine din... Aici, când pui mâna și pe covor așa de moale, mă dau și-o mână, uite? Și ți-ai mâna și covor e moale. Da, în cameră se... A, se vede puțin, dacă e verde, întunecat. Da, 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 iată așa.
Pentru Melissa? Asta e pentru Melissa? Jasmina. Și pentru Jasmina. Foarte frumos așa aici, așa. Așa, pentru Jasmina. Ce mai pentru Jasmina mai? Cred că asta avem multe pentru, da? Pentru Jasmina. A, și asta așa pentru școală tot. Tot așa calitate, numai că e altă culoare. Jasmini. Da, Jasmini. Jasmini trebuie să mai luăm încă niște cizmulițe pentru toamnă. Să luăm la noi, că acolo n-am găsit noi cine trebuie nouă. Și... ce? Alte cu amelise. A, și Jasmini avem căciulă. După avem tot una pentru ambele, tot pentru cumva pentru toamnă, pentru așa o căciuliță. Cu nuanțe argintei. Cu pom-pom, pentru și pentru mine. Așa, Melissa a luat din această calitate, eu știu că de-aia mai avut și foarte, și mai are și foarte, foarte comod și foarte practic și după spălare nu se deformează nimic, am luat subiect închis. Nu se decolorează. Bordo, nu se decolorează, mov culoarea e preferată și albastru închis. Să aibă pentru o grădiniță, de schimb, așa. Super. Și am luat așa, o coftiță. Un lover. Așa. Deci scrie, good vibes, vibes nu ți minte ce este, live your dreams, trăiește-ți visurile tale. Mm-hmm. So, da, iată visurile, dacă dreams. Cu fetiță. Așa. Iată așa, galbenă, manițica, pentru grădiniță. Super. Așa. Îmi place culoarea așa. Așa. Cu fărăcele, cu păsările. Da? Aha. Și așa, cardigan. Wow, acesta este foarte, foarte așa luminos. Dar era ultimul și sper că mărimea să fie bună. Așa, și papucii de acum încălțămintea. Iată așa, vine pentru toamnă. Aha. Tot, sper ca să nimeresc mărimea. Alată așa, vizual. Pentru ce eu nimeresc foarte mămica și copii și nimeresc foarte ușor mărimea, credeva. Cam așa, acestea au fost cumpărăturile. Ne-am îmbrăcat de toamnă, ne-am înnoit. Iată așa, dragii noștri, noi mergem să ne culcăm, suntem foarte, foarte obosiți. La voi nu am rămas bun. Scrieți în comentarii dacă v-au plăcut cumpărăturile noastre, dacă v-au plăcut covoarele noastre, hăinuțele, nu știu ce am cumpărat, dacă v-au plăcut vouă. Dacă vă plac astfel de videoclipă, scrieți în comentarii. Abonați-vă la canalul nostru. Cool Family. Cool Family. Pa, pa! Pa, pa! Și noapte bună celor care se uită acest filmuleț, noaptea. Noapte bună și nouă noapte bună. Da. Pa, pa!